Aici, acum, crește Moldova. Obiectivul nostru general, cel de integrare europeană, ne cheamă să lăsăm în urmă ceea ce a fost și să vedem că, totuși, în ultimul an și jumătate, guvernul meu, din care am făcut parte și eu și colegii mei din Partidul Democrat și 6 miniștri, a reușit realizări notorii, care dau dovadă de faptul că se poate funcționa în mod democratic între aceste partide, pentru că sondajele ne arată cei ce ne arată. În cei mai apropiați ani, în Republica Moldova, oricum va exista un guvern de coaliție și este foarte bine să preluăm niște modele civilizate și democratice și campania electorală. Nu să căutăm, practic, toată regenia mondială și după aceea să încercăm să facem coaliții, pentru care noi suntem taxați de electorat care nu ne mai crede, dar să încercăm să mergem constructiv pe argumente și nu pe atacuri la persoane. Cel puțin eu și colegii mei din Partidul Democrat așa facem în campanie. Ceea ce trebuie să înțelegem acum toți și să explicăm și oamenilor care nu prea înțeleg, este că, de fapt, miza cea mai mare după 30 noiembre, știți care va fi, dincolo de integrarea noastră europeană, păstrarea păcii în Republica Moldova. Dacă mi se pare glumă și știu că nu mi se pare ceea ce se întâmplă în Ucraina, vă asigur că numai glumă nu este. Și ceea ce se întâmplă acolo este atât de simptomatic pentru o eventuală, Doamne ferește, derulare de lucruri în Republica Moldova, pentru că noi avem un Transnistria, un arsenal de muniții foarte și foarte mare și avem acolo armata rusă care staționează în ciuda faptului că în 1999 la Istanbul a fost semnat, deci, acordul de retragere a armatei ruse. Și noi avem un focar de război care ar putea izbucni în momentul în care țara noastră va fi scindată ca electorat. Tocmai de aceea, Partidul Democrat din Moldova își asumă și această misiune de coagulare a doi poli care se par absolut incoagulate din electoratul din Republica Moldova. Partidul Democrat își asumă sarcina a prelua pe cei care insistă asupra nostalgiei, vrem, nu vrem, aceste nostalgii și această latură de electorat, una foarte mare, există. Și vă dați foarte bine seama, sunt cetățenii noștri, sunt oameni care sunt părinții, rudele cuiva, consătenii noștri și așa mai departe, și numai nu pune acolo la zi, este sarcina unor politicieni inteligenți. Dar preluarea lor treptată, printr-o retorică și printr-o comunicare permanentă și insistentă, în vederea modificării viziunilor lor, este de fapt și sarcina Partidului Democrat. Oameni de cuvânt, de bună credință. PDM. Crește Moldova.